O bucurie, o onoare și o mare plăcere să vă cunosc, doamna ministru. Astăzi suntem un sportiv de referință al planetei, cum îmi place mie să spun. Așa cum am avut marea bucurie să vă împărtășesc un pic din munca noastră astăzi, a echipei noastre, Asociația Junior Sport, care derulăm de peste 8 ani cel mai complex proiect de educație și cultură sportivă din România. Manifestat printr-o publicație numită Născut pentru Sport, până de curând Junior Sport, dedicată exclusiv sportivilor mici ai României, copiilor. Ce mesaj transmiteți copiilor care fac sport de performanță? Cred că rolul model al sportivilor de performanță este important pentru orice țară, orice națiune și mai ales pentru copiii mici care vor să se angajeze. De ce? Pentru că părinții au nevoie ca să aibă încredere în ceea ce, în cariera la care se poate dedica un copil mic și mai ales când este copilul dumneavoastră. Așa deci, este. Cred că, efectiv, acțiunea care o aveți, făcând să vină sportivi de performanță în școli, discutând cu părinții și arătând prin revista voastră carierele și developarea personală care așa este. La poate, care modelul poate de să succes, fie atinsă exact. Prin sportul de performanță, este important ca să se angajeze mai mulți copii în cariera de sportiv. Așa și în plus să se, ca copiii mici să se simte capabili și să-și dea seama că se poate și pentru ei să devină un sportiv de performanță, pentru că înainte să fim campioni am fost ca toții, deci am fost în multitudinea de copii, am fost în multitudinea de copii care se antrenează de performanță, care au talent și după aceea s-a făcut o selecție care câteodată a fost datore talentul, lucru și câteodată norocul. Deci asta nu trebuie ca să uită copiii care vor să se angajeze în așa ceva și să creadă și ei că au o șansă să reușească. Crezul nostru este că a face educația unui popor prin sport este un drept. Sunt convinsă că și al dumneavoastră este același. O să vă rog acum în final, din tot sufletul meu, să spuneți după noi ceea ce noi transmitem de fiecare dată. E un mesaj frumos pe care vi-l împărtășesc. Eu sunt născut pentru sport, iar voi trimiteți copiii la sport. Eu sunt născut pentru sport. Nu știu dacă m-am născut pentru sport, dar în tot cazul, dacă vă simțiți că v-ați născut pentru sport, trimiteți copiii la puteți sport. Puteți să trimiteți copiii dumneavoastră la sport. Multă sănătate, Doamne ajută!